Ci că DNA-ul nu nenorocește oameni. Nu nenorocește oameni? Serios? Uitați-vă la Ludovic Orban. Eu v-am zis că omul ține în el ce ține și după aia e rupe, se sparge, face una de-aia mare. Și a făcut, da, chiar la Consiliul Național al PNL. Ca la fotbal, tati, a fost acel moment în care trebuia să intre salvarea pe teren. Vreau să văd fiecare lider județean cum dă cu parul în președintele Consiliului Județean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în toți șefii de deconcentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de acum, să lase pe altul mai puternic și mai curajos. Domnul Orban, mă scuzați. Gata, domnule. Gata, pe bun. Haideți, vă rog eu. 2 luni la Govora, 2 la Călimănești. Întrebați-l și pe Stolo pe unde și-a tratat el nervii, da? E nevoie de o pauză. Familia, prietenii, colegii, pe bune, nu, nu. Haideți, faceți o intervenție, ceva. Puneți mână de la mână, găsiți o clinică de-asta mai bună. Băi, toate ca toate, dar sănătatea înainte de orice. Bătălia cu PSD-ul nu se va câștiga așa. Se va câștiga cu infanteria, cu fiecare membru, cu oastea. Iar oastea trebuie trezită și ridicată la luptă. Gata cu blaturile cu PSD, vă spun din capul locului. Vă spun eu să se dea arme la populație, domnul Orban, asta trebuie făcut. Să se împartă, domne, submarine. Nu submarine, că n-avem încă, dar până vin bombe, avioane, astea ce-am mai cumpărat în ultima vreme. E și păcat, bă, să fi dat bani pe ele și să nu le folosim. Le folosim între noi, de-le încolo, ne scoatem ochii unii altora. Auzi, oastea trebuie trezită și ridicată la luptă. Bătălia se va câștiga cu infanteria. Nino, Nino, Nea Orban, nu te mai recunoaștem, bre. Sunt un nostalgic după vremea cavalerismului. Mi-aș fi dorit foarte mult ca bătălia între noi și PSD să se câștige printr-un duel între mine și Dragnea. Numai că Dragnea fuge, normal. Doamne, măică, nu... Omul a luat-o grav pe panta asta cu bătaia, vă spun, vrea să se bată neapărat. Vă dați seama că el visează noaptea cum se bate cu Dragnea în pădure la Băneasa? Nea Orban, ce fumezi, bre? S-a votat la PNL susținerea lui Iohannis pentru Cotroceni și Orban, premier. Haideți, mă, haideți, pe bune, nu că mai sunt și oameni normali în PNL-ul ăla. Nu puteți să-l lăsați pe Orban să plece la luptă așa de nebun. Cade naiba în sabie, își trage cu pușca în picior, îl mai țineți după aia și șoimănit în partid.